ACS Dumbrăvița, campioană națională pentru 3 ani consecutiv în Superliga Feminină la tenis de masă, reprezintă cu mândrie județul Timiș. Atât național cât și internațional, fetele au avut rezultate remarcabile, având în componența lotului una din cele mai medaliate sportive ale României, Adina Diaconu. Cu toate acestea, sportul dumbrăvițean nu a intrat în vederile celor de la Consiliul Județean Timiș, care, în urma repartizării de fonduri pentru sport, nu au alocat niciun ban pentru ACS Dumbrăvița. Din cei aproximativ 500.000 de euro intrați în contul sportului de performanță și cel al sportului pentru toți, au beneficiat în mare parte cluburile private. În urmă cu câteva zile s-a luat decizia să se repartizeze sumele de bani către alte cluburi, care, din câte am observat, ele sunt cluburi mai mult private, cu un statut privat, noi fiind un club cu statut public, se pare că n-au mai fost, dorința asta să se mai ajute aceste cluburi. Nu știu dacă a fost totuși o alegere bună, o judecată bună, cu atât mai mult când știm că suntem tripli campioni naționali, avem sportive care ne-au reprezentat și la nivel internațional, campionat european. Ne-ar place să ne spună mai bine în față, nu mai dorim să colaborăm, știm un lucru de la început, dar fără să ne amăgim, să spunem că primim peste 3 luni, peste 6 luni, că peste un an și până la urmă nu este nimic. Sau să se spună, domnule, trebuie să vă schimbați statutul, că de aici înainte aceasta este linia pe care o vom urmări. Și atunci știm ce avem de făcut. Ca nu după 3 luni, dacă schimb statutul clubului sau înființez un club privat, după aceea să mă trezesc zic că, păi nu facem așa, că facem cine știe cum. Deci nu cred că direct, poate strict, de cei numai din Consiliul Județean a depins totul, sau depinde, ci la nivel de guvern și unde poate trebuie cineva mai capabil, mai competent să stea la o masă cu oamenii de specialitate, fiecare să spună păsul și problemele pe care le întâmpină, pentru că dacă nu stăm și comunicăm, o persoană care poate n-a fost în contact cu sportul, e mai greu să judece lucrurile la rece și să vadă într-adevăr problemele noastre. Lista cluburilor propuse și evaluate pentru finanțare din contul sportului de performanță sunt ACS Judo Phoenix Timișoara, CS Informatica Timișoara, CS CFR 1933 Timișoara, ACS Morisena, ACS Typhoon Racing, CS AM Luxen Timișoara, ASC Pascotă Ioan Ilie, CS Motobike Shop, ASC Moto Extrem Lugoj, CS Abas, CS Sport for Fun Timișoara, ACS CB Rally Vest, Hartele Club Timișoara, CS Nautic Banat Timișoara, CS Casa Powerlift din Timișoara. Lista cluburilor propuse și evaluate pentru finanțare din contul sportului pentru toți sunt CS Crepelca Motorsport, Autoclub Rally Timișoara, ACS FC Juventus Timișoara, ACS Ciclist Dumbrăvița, Asociația Județeană de Basket Timiș, CS Uniunea Timișoreană de Karate, ACS Mirtis Dance Timișoara. Ce să spunem, așteptăm, poate se vor mai reorienta, se vor mai schimba anumite legi care să facă posibil ca din luna septembrie-octombrie, când posibil să fie și o rectificare de buget, poate totuși să tragă mai multă lume semnal de alarmă pe această cale, că după câte am auzit, nici cei din Lugoj, nici probabil cluburile sportive cu același statut ca și noi public, și care poate unii dintre ei au acum recent nevoie de bani și participă cu sportivi la Olimpiadă, să ne gândim mai bine, pentru că dacă dorim să ne mai menținem sau să facem sport de performanță, trebuie să se facă acest ajutor financiar, indiferent că banii vor merge la un club privat sau un club public, cu statut public, pentru că noi sportul în sine nu ținem cont de culoarea politică a nimănui, nu ne întreabă nimeni că din ce partid faci parte. Un rezultat bun vine în aceeași măsură și pentru un club privat cât și pentru un club de stat. Deci
să nu încercăm să facem chestia, să ne omorâm noi înșine pe noi, pentru că nu cred că este bine și benefic pentru nimeni. Nu cred că ar fi un motiv acum ca cineva să judece, hai să îi punem pe aceștia la zid și să îi lichidăm și nu mai avem nevoie de ei. Deci eu sper să fie un apel pentru toată lumea că aici, la Dumbrăvița, se muncește foarte mult și vreau să subliniez că eu sunt una din aceia care am și susținut și eu cu parte financiară, pe lângă toți de care aminteam, sponsori și primărie și Consiliul Județean, dar aia nu înseamnă că cineva trebuie să se gândească că antrenorul trebuie să fie izvorul de a face bani proprii. Eu voi merge mai departe, încercând prin acești sponsori care au fost Agassi, Papasam, Pizzeria Italia, bineînțeles, Sibling Studio, pe urmă MITT Iola, pe urmă Primăria Dumbrăvița, Consiliul Local al Primăriei Dumbrăvița, să stea în preajma noastră, să ne înțeleagă despre această situație. Încercăm să facem un apel, poate pentru cei care judecă bine lucrurile, adică să se vadă că nu se cheltuiesc aici banii aiurea și se dorește totdeauna să fim la nivelul cel mai ridicat și cel mai competitiv. În primul rând vorbim la nivel național și după aceea, sigur, mergem spre cel internațional. Și cu aceștia pe care vi-am amintit, sperăm să mergem mai departe, să stea alături de noi și dacă, într-adevăr, cineva vede că merităm sprijinul, mă pot contacta prin Primăria Dumbrăvița, prin site-ul care se știe că funcționează de la televiziunea Dumbrăvița.